Partidul Liberal Democrat din Moldova salută ratificarea de Parlamentul European a Acordului de Asociere Republica moldova ue și felicite cu această ocazie cetățenii Republicii Moldova. Acest eveniment este unul cu adevărat istoric și reprezintă rezultatul unui efort continuu depus din 2010 și până în prezent. PLDM declară și pe această cale că va depune și în continuare eforturile necesare pentru realizarea obiectivului prioritar de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, astfel încât cetățenii să trăiască într-un stat liber, democratic, european și prosper. Se menționează într-un comunicat de presă al partidului, liberal-reformatorii consideră că reformele pentru drumul european trebuie să continue nu de dragul reformelor, ci pentru că ele schimbă societatea în bine. Președintele Parlamentului Igor Corman a declarat că ratificarea acordului este un pas important în legiferarea relațiilor politice și economice ale Republicii Moldova cu UE. Cu bucurie a primit vestea ratificării și ambasadorul româniei la Chișinău, Marius Lazurca. Potrivit oficialului, eforturile se datorează oamenilor din Moldova.